Duminică 5 mai, în sala polivalentă din Călăraș, HC Dunărea a jucat cu Politehnica Timișoara, meci contând pentru etapa a 5-a din play-off. Susținuți de publicul din sală, handbaliștii echipei călărășene au câștigat la o diferență de 3 goluri, scor final 33-30. În partida disputată duminică, pe cât de tensionată, pe atât de frumoasă, s-au remarcat portarul Vlad Rusu și extremele echipei călărășene, Gabriel Bujor, care a înscris 13 goluri, și Florin Dospinescu cu 8 goluri marcate. Dunărea se situează pe locul 3 în grupa A cu 8 puncte și urmează să joace miercuri 8 mai în deplasare cu Dobrogea Sud Constanța.